Polițiștii Giurgiu Ven desfășoară acțiuni pe raza județului în scopul impunerii respectării legislației în rândul conducătorilor de vehicule destinate transportului public de persoane. Acțiunile se desfășoară din dispoziția șefului Poliției Române. Oamenii legii verifică legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării deținerii documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și a existenței metrologice a aparatului tahograf. Scopul acțiunii constă în reducerea numărului de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale. În această dimineață, începând cu ora 6, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au desfășurat o acțiune specifică în mai multe puncte din județul Giurgiu, organizând 5 filtre care au vizat verificarea legalității transportului public de persoane. Activitățile au vizat în primul rând verificarea documentelor care trebuie să se afle la bordul autovehiculelor, atestatelor și documentelor pe care trebuie să le dețină conducătorii auto, respectarea graficelor de circulație, respectarea timpilor de odihnă și conducere, utilizarea aparatelor tahograf. Toate aceste documente au fost verificate în cadrul acțiunilor desfășurate. Cele 5 filtre au fost amplasate în zone de risc sau în zone în care traficul de persoane este ridicat și aici mă refer la filtre pe drumul național 5 în zona localității Adunații Copăceni, pe drumul național 6 în zona Mihăilești, pe drumul județean 601 în zona Bolintin Vale, de asemenea pe drumul național 5C în zona Slobozia și pe drumul național 61 în zona Letca. Aproximativ 20 de polițiști au acționat cu 8 auto speciale în aceste filtre rutiere. Activitățile au fost coordonate de către șeful serviciului rutier. În cursul acestei zile, acțiunile vor continua și în ceea ce privește cauzele generatoare de accidente, care la nivelul județului Giurgiu au fost identificate ca fiind viteza excesivă, prioritatea, depășirile neregulamentare, precum și traversarea prin locuri neautorizate a pietonilor. Și în această după-amiază, polițiștii vor acționa cu aparate radar pe DN5 în zona Călugăreni, în zona Bolintin Vale, zona Stâlpul, pe DJ601 Malu Spart, DN5C, zona Slobozia, precum și în municipiu.